Oh my god, ce se întâmplă? PG filmează Minecraft și momentul nepotrivit trebuie să bea apă. Așa, bec. Bun, deci. Ce dracu s-a întâmplat de PG filmează Minecraft? De ce PG s-a reapucat de filmat? Bă, așa, într-o seară de 10-a 2-a 2016 la ora 3 noaptea, m-am gândit, bă, ce s-ar întâmpla dacă m-aș apuca iară de postat serios? Să-mi încep activitatea pe canal. Și am zis, ok, hai să vedem dacă reușim. Bun, o să încep o serie de Minecraft Survival, sezonul 3, pentru că este sezonul 3. Da, bă, și am să vă zic o poveste, bă, acum. Bun, da, suntem logic pe Minecraft single player. Nu vreau să joc multiplayer, tot dacă survival facem așa. Bun, după cum vedeți, am schimbat numele NQ Gaming, da. NQ Gaming se subînțelege. Și este lag. De ce? Nu este, a fost. Bun, sper că. Bine, sper că nu se aude prea tare muzica. Asta vom vedea. Și este pe hard din câte văd. Am scăzut deja câteva inimi și abia am intrat. Bun, bă. Da, o să vedeți tot astăzi și un episod din CSGO, un episod din SAMP, începem toate seriile în forță, toate sezonul 3. Bun. Uite, chiar o să omor și oaia pentru că am nevoie. Nu mai stau acum să. Da, nu. What? Ok, oaie găina. Bun, hai, dăm și tu o carne. Nu, deci credeți-mă că nu mai știu. Ok, da, dădea și carne. Ok, nu o să folosesc lemnul ăsta. Adică, n-am la ce folosi lemn. Momentan vreau doar să explorăm un pic. Să vedem ce avem sub noi, să ne strângem niște unelte pentru început. Nu vreau să mă apuc de casă așa. Gen, din prima. Să-mi spuneți și voi, bă, ce părere aveți că m-am reapucat. Acum vă dați seama că aproape nu mai știu nici să fac iteme, dar asta e partea a doua. Bun, hai să vedem. Mai dăm așa niște topoare în cap. Și hai să luăm rapid nou niște cobblestone. Să facem pui prăjit. Nu este pe hard din câte văd, nu știu atunci ce s-a întâmplat. Ok, avem și fier, dar nu-l putem lua. Deoarece nu avem. Nu avem. Auzi-mă, ce n-avem, bă, băga mea și piciorul. Da, din ăsta de târnăcop de piatră. Pickaxe. Bun, hai să facem un pickaxe de piatră. Piatră. Bun, deci n-am cum să prăjesc, că n-am cu ce să prăjesc. Acum mi-am dat seama. Și stai, mai trebuie câtva lemn pentru. Auzi. Cablul să merg frunal. Bun, și hai să vă povestesc ce s-a întâmplat. Zic că vă povestesc eu o întâmplare. Bă, nu știu. Așa, stați un pic, dacă se oprește melodia sau e așa e. Așa e. Nu am probleme cu netul. Bun. Nu știu dacă știți, dar Killers, o comunitate de SAMP, pur și simplu. Cei care, adică știți, trebuie să știți cei care jucați la mine pe server, deoarece eu spart contul lui Eddie nu-și mai poate recupera contul. Eu spart contul lui Eddie, care avea fondator și au făcut reclamă, dar stupid tare reclamă, pentru că nici n-au banat pe nimeni, nici nimica, doar spam pe chatul o cea mai best reclamă ever. În fine, bă, și spamează ei acolo, bă, nu știu dacă am suflat în microfon până acum, dacă am suflat, îmi pare rău, la revedere. Și na. Spamează, fac reclamă, rpgkillers.ro, pot să fac reclamă, că serverul e down, e terminat, e mort. Vă zic, povestesc mai încolo ce s-a întâmplat. Și am zis, bă, am intrat pe Killers cu PHR, mă recunoaște, m-a recunoscut. Și mi-a dat GTR. Și le-am zis, ce faceți, prieteni, aveți chef de spart conturi, să ne distrăm așa un pic cu spartul parolelor și vrăjel de-astea de copii de 2 ani. Și românii au zis, bă, fraiere, oricum n-ai ce ne face.
Oricum ești un copil retardat și abar n-ai să deții un server, având în vedere că deja ești de 6 luni și e 100 plus în fiecare seară. Ignorăm chestia asta. Și bă, am zis ok frate, mai vedem. Am stat o zi, n-am făcut nimica. Am făcut deja un pic reclamă cu băieții VIP. Și asta, bă, asta, nimica interesant. Și m-am pregătit eu așa, ca să zic. Iar astăzi, la ora 10 dimineața, pot să zic că le-am pregătit așa zisul atac. Despre ce este vorba? Nu pot să... Adică gen, ziceți că am ghicit o parolă, pur și simplu... Ok, pot să zic, m-am enervat foarte tare și m-am folosit de abilitățile de a ghici parole și am ghicit parola honorului. Am zis să nu banez serverul, să fac reclamă, doar atât. Am zis dacă tot fac o treabă și dacă tot au început să facă mișto din astea cu reclame pe servere și să spargă parole, am zis să fac o treabă de la capăt. Și am rezolvat problema. Am pregătit niște programele și la ora 10 și 1 minut, 75 de player pe server. What the fuck? Stați un pic. Ignorați faptul că revin imediat. Și reluăm. La ora 10 și 1 minut erau 75 de player, la 10 și 2 minute 0 player, banați tot, host name schimbat, parolă schimbată, parolă FTP schimbată, parolă consolă schimbată, parolă forum panel schimbată, forum down, toate down, deci până la ora 11 comunitatea era picată, serverul era cu reclamă pusă la noi pe server, era mort, ca să zic așa, total. Acum, mulți o să ziceți că sunt retardat că am făcut chestia. În fine, fata că a început tot de la așa zisă comunitate mare, comunitate killers, pentru că eu nici n-am auzit de ei, de asta se numesc o mare comunitate și na, n-au zis că nu pot să fac nimica că sunt copil. Și m-am enervat și acum serverul este în mentenanță, au aflat, au zis, logic, au făcut tichet la voi și s-a schimbat parola. Acum serverul este în mentenanță, am impresia că o să trebuiască să dea wipe, nu știu sigur, dar când își revine la atacăm din nou și nu este o problemă, gen... Acum comunitatea Killers și-a pus-o nasol cu mine, cum și-a pus-o și Ecila și românii și-au închis serverul. Nu fac asta din răutate și că așa vreau, du-te dracu de creeper prost. Faza este aici... Chestia de 2 ani de a sparge conturi și a face reclamă. În fine, hai să terminăm cu subiectul ăsta, deoarece noi avem câte minute de filmare? 8. Ah, ok, cam. În fine, văd că am adunat niște fier. Nu este de ajuns. O să mai adun un picuț. Și o să mergem la tăiat lemne. O să începem ușor, ușor să facem și noi ceva. O să vreau să-mi fac casa pe apă. Deci da, seria asta o să fie pe... Seria, auzi, casa o să fie pe apă și uite un mineshift. Hai că este bine, dar nu mai am pickaxe. În fine, uite că am găsit ceva bun. Chiar ceva foarte bun. Da, bă, și asta e cu killer și cu vrăjelile lor, oricum oamenii își revin pică din nou și tot așa. În fine. Bun, hai să căutăm ceva pe Minecraft-ul ăsta. Deci iron, 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 iron după iron în continuu. Da, bă, o să reînceapă și toate seriile de Minecraft, doar că aveți răbdare momentan, mă bazez pe 3 dintre ele. Am văzut că mai este iron acolo, dar nu mă duc după ele, dacă l-am pierdut deja. În fine. Du-te dracu, mă. Îmi permis să pun un iron? Văd că este pe easy, chiar nu scade deloc. A, bun, hai să urcăm sus.
Uite, iron acolo. Nu-mi pasă, nu mai eu am exagerat de mult. Și na, dacă mai au, uite, uitați că nici n-am coborât foarte mult. Dacă mai am nevoie, vreau să zic, și unde este crafting table. Dacă mai am nevoie, cobor rapid. Bun, hai să ne facem full iron. Și s-a oprit muzica pentru că am oprit eu sonorul. Interesant, nu? Hai, îi mai dau drumul, mă. Ia, îi mai dau drum. Ah, dar la voi se aude, bă, eu n-aud. Nu, așa, acum aud și eu. Fai. Bun, acum nu prea avem ce face, așteptăm să se prăjească acest mirific iron. Bă, nu știu dacă serios o să fac cu cineva, să facem un lan ceva. Bă, asta nu știu, mai rămâne de văzut. Și eu am zis single player, dar poate mai vii și-o pe cineva. Bă, n-am mai jucat de Minecraft de exagerat de mult timp, deja 3 luni împlinite. Nici pe live n-am jucat. Hai să ne batem cu retardați de ăștia. Abia de mai știu PvP, gen, dacă mă bag acum pe RND 1 vs 1, cred că sunt praf. După asta urmează un episod de CSGO, cum am mai zis astăzi. Bun, așteptam să se prăjească acest mirific iron, dar până atunci hai să ne facem și noi niște... Veți chestii. Ok, avem 1, 2. Faceți toți la fel ca noi. Pe mine mă miră faptul că încă mai știu să fac iteme, sincer. Bun, acum hai să vedem câte avem. 30 și câte, da, ne ajung 30 parcă trebuiau pentru full. Zicem ce mai se întâmplă, ce se mai întâmplă pe server. 41 la ora 3 noapte, mere bine, mere bine. Du-te-n morții, mătii, nu mă așteptam să bubui. No, bun, mă. Pam, pam, ia uzi. Hai, azi, bă. Ok, 5. Trebuie să ne facem o căscuță. Aaaa, du-te-n morții, mătii. Am belipula. Nu vă supărați când dau game, dar vreau să știu unde eram. Ignorați faptul că o să-mi dau game mode, dar nu îmi dau item sau ceva genă, tot o să fie filmat, adică nu o să fac nimic off camera. Nu vreau să apară discuții, sincer. Vreau să fiu din asta. Vreau să fiu o serie reușită. Mai avem ceva pe aici. Aia, fraiere, că te-am văzut și pe tine. Da, nu știu, nici habar n-am ce research pe cam. Mai să mai căutăm pe aici, știu că am foarte mult. Uite, un green pack ceva, că știu că e fain green pack-ul. Hai, frate. E mare, văd. Durează ceva timp. Arată fain. Bă, nu zic că nu. Ce mai aveam de făcut, mă? Ok, stai că n-avem destui. Tot n-avem destui, încă unul. Bun, hai să vedem cât de apreciată este seria și dacă vreți să mai filmez în continuare, să lăsați un like acolo, fain frumos. Bă, arată mișto textura, serios. Bun, ne ajung lejer. Și pentru chest plate. După ce facem chest plate-ul, încheiem și noi primul episod din noua noastră serie, sezonul 3 Minecraft single player. Da, bă, filmez 60 frame în 1080p, deci nu sunt probleme, e foarte ok. O să iau
Ia stați voi așa un pic. Toți morții mătii. Arată mișto și zombalăii. Una e să îmi pregătesc eu o lopată. Să adun și nisip pentru casă. Trebuie la geamuri. Gea și muri. Doar adun acum până se prăjești chestii. Ba, hai să-mi bag piciorul. Mai sunteți, mă, să veniți, sincer, acum. O să trebuiască să le iau și să plec. No, o să trebuiască să plec, repet. Sunt mulți. O să ies de pe server, vă dați seama. Hai să luăm astea. Bun, fraților, aici încheiem și un episodul. Sper că ați apreciat seria. Adică că apreciați seria, doamne ferește, cred că a murit, nu. Bun, dacă vă place seria, nu uitați să lăsați un like. Dați like, bă, sau vă omor. Hai salut, că nu mai puteți dacă nu dați like. Fumă viața voastră.